Să vorbim acum de Rusalii, părinte. Da, ce dragul meu, mare sărbătoare, mare sărbătoare. Astăzi, practic, Rusalile sunt ziua de naștere a Bisericii Cove. Astăzi sărbătorim ziua de naștere a Bisericii lui Hristos. Astăzi se naște prima comunitate de creștini, primii botezați astăzi în Ierusalim. În Ierusalim era o sărbătoare veche evreiască. Iudeii aveau următoarea sărbătoare. Așa. 7 săptămâni. Câte 7 sabaturi, a 7-a săptămână, deci 49 de zile, da. al 7-lea sabat se termina, 50-a era a 50-a zi după Pesach. A 50-a zi, da. A 50-a zi spunea așa Dumnezeu: adunați-vă toți în Ierusalim la templul lui Dumnezeu. Evreii se adunau toți de 3 ori pe an. Și când s-au adunat toți acum, apostolii lui Iisus, după ce Iisus s-a înălțat la cer, Iisus le-a spus: rămâneți în Ierusalim așa. Împreună. Și când au rămas împreună, dragii mei, s-a petrecut o minune mare, despre care vreau să vă citesc două pasaje, doar două versete din Biblie, să înțelegeți. Da. Și când a sosit ziua cincizecimii, deci a 50-a zi, adică duminica, după sabat, duminica, de aia noi sărbătorim duminica. Mulți îmi spuneau că de ce nu sărbătorim sabatul. Da. Duminica s-a născut biserica. Și iată, în ziua cincizecimii erau împreună toți la un loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de vânt, suflare de vânt care vine repede, un vuiet ca de suflare de vânt, și s-a umplut toată casa unde stăteau ei. Și li s-a arătat lor împărțite limbi ca de foc și au venit asupra lor și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum li se dădea lor să grăiască. Vorbeau în limbile celor care erau acolo în Ierusalim și s-au mirat cu toții și sculându-se și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea mare și s-a tulburat, căci fiecare auzeau vorbind în limba lui. Deci erau foarte mulți oameni acolo, și anume erau parți, mezi, persani, elamiți, din Iudeia, din Capadocia, din Pont, din Asia și din toate neamurile de pe pământ, iudei, prozeliți, cretani, arabi. Toți auzeau cuvintele în limba lor. Deci, practic, uimirea a fost că acești apostoli fricoși, da, acești oameni care stăteau ascunși de frica iudeilor, dintr-o dată, când a venit Duhul Sfânt peste ei, iată-l pe Petru, cel care trădase, se ridică Petru și predică. Și da, spune: fraților, acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, acest Iisus este Dumnezeul nostru. Și atunci Duhul Sfânt vine și asupra celor care ascultau. Erau 3.000 de oameni, Cove, 3.000 de oameni. Primii oameni care au ascultat o predică a unui slujitor al lui Hristos. Și atunci oamenii aceia, când au auzit predica frumoasă și înflăcărată a apostolului, au întrebat: și noi ce să facem? Uh-huh. Și atunci apostolul a spus: să vă botezați, să vă pocăiți și să vă schimbați viața. Și s-au botezat 3.000 de oameni. A doua zi s-au botezat 5.000 de oameni. Și s-a născut prima parohie, prima comunitate creștină. Așa s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Aceasta este sărbătoarea cincizecimii. 50 de zile de la învierea lui Iisus, ziua de naștere a bisericii văzute, biserică pe care cu toții o cunoaștem, biserica creștină, instituită de Hristos pe cruce și iată de Duhul Sfânt în har prin taine. Știu că ne-ați pregătit și pentru astăzi, da, da, ceva. Pentru că Duhul Sfânt, pogorârea Duhului Sfânt nu este doar în ziua sărbătorii. Noi nu trăim sărbătoarea atunci. Duhul Sfânt pogoară mereu la noi. Duhul Sfânt e cu noi. Dumnezeu e cu noi. E aici cu noi Dumnezeu când îl invocăm. Și de-aia v-am pregătit un material să vă vorbesc despre darurile Duhului. Cum putem noi să-L avem pe Duhul Sfânt? Aș putea să-ți spun ție, draga mea, să spun cum vine Duhul Sfânt la tine? Vă rog. Uite, când vii tu la serviciu, la, da, ProTV, așa, tu când pleci de acasă zici: Doamne, ajută-mă, Doamne, să, da, am astăzi, da, o zi bună, nu? Da. E, da. Când spui asta, Duhul Sfânt coboară și te inspiră. Știi că se spune că femeile au o inspirație, au o intuiție. Au intuiție, de fapt, da, ele când se conectează la Duhul Sfânt și spun: Doamne, ajută-mă, ele sunt mai spiritualizate prin rugăciune și au o vedere mai largă de la Duhul Sfânt este. De aceea femeia are o lumină aparte. Dar să ne întoarcem. Da. Să ne întoarcem la care sunt darurile Duhului Sfânt pentru noi oamenii, pentru cei de astăzi. Primele daruri în biserică sunt Sfintele Taine. Botezul. Da. Când v-ați botezat copiii, fiecare dintre voi ați văzut câtă emoție, cât har coboară asupra copilului. Deci Duhul Sfânt coboară în inima copilașului și îi dă o putere. Botezul. Mirungerea, când îl ungem cu Sfântul Mir, da, apoi la cununie, când te așezi lângă persoana iubită, îți aduce aminte, Cove, lângă, da, preiubita ta soție, când te-ai așezat și ți-a pus preotul cununia, n-ai simțit o emoție sfântă, ai ținut-o strâns de mână și ți-ai jurat că toată viața o vei iubi. Acolo a pogorât Duhul Sfânt în inima ta, Cove, și în inima ta, de la, nu? Vă aduceți aminte de ziua, da, aceea? Da, da, da. E,
Atunci a coborât Duhul Sfânt, dragii mei. Apoi spovedania, când îți pare rău de păcatele săvârșite, când regreți că ai greșit și când îi ceri iertare lui Dumnezeu și Dumnezeu te iartă. Un mare dar este acest dar, darul iertării păcatelor. Așa nu este. Putem noi să greșim cât poate Dumnezeu să ierte. Dumnezeu îi iubește pe oameni și prin spovedanie îi iartă. Apoi coboară la Sfântul Maslu, când vin oameni bolnavi și pleacă vindecați. Coboară Duhul Sfânt. Apoi la Sfânta Împărtășanie, când îl iei pe Hristos și te îndumnezeiești. Acolo este Fiul lui Dumnezeu și Duhul cel Sfânt sub umbrirea Tatălui. Preasfânta Treime vine la tine în Sfânta Împărtășanie. Apoi în preoție, când înalți. Noi așa facem, dragii mei, vă îndemn și pe voi să vă rugați cu multă putere. Îi ridicăm mâinile la cer și rugăm pe Dumnezeu să trimită har și vine Dumnezeu. Și simți, atenție, cum îl simți pe Dumnezeu? Nu e un exercițiu intelectual de al minții, așa. E un exercițiu de simțire. E un exercițiu de trăire în adâncul inimii. E altceva. Duhul Sfânt se invocă prin rugăciune. Când vine în rugăciune Dumnezeu, când te așezi în genunchi, în rugăciune, la marginea patului tău și spui: Doamne, nu mai pot. Sunt obosită, Doamne. Sunt persecutat. Mi-e greu, Doamne, nu mai pot. Atunci vine Dumnezeu și îți dă o mângâiere pe care numai El poate să-ți o dea. În rugăciune vine Duhul Sfânt. De aceea îndemn pe cei care ne urmăresc să se roage des. Ai simțit în rugăciune câteodată? Ai simțit? Sigur că da. Mă bucur. Această simțire este extraordinară. Îl invocăm, îi cerem lui Dumnezeu și ne recunoaștem neputințele. Doamne, așa nu pot, Doamne, singur. Vino Tu, Doamne. De aceea strigăm la Dumnezeu și Dumnezeu ne ajută. Dar atenție, mai e aici o percepție greșită. Și anume că zici: Doamne, dacă mă rog să mă căsătoresc, gata, trebuie să mă căsătoresc. Da. Atenție, Dumnezeu îți dă un har, dar tu ești cel care trebuie să cunoști pe cineva. Deci Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și traistă, în ce sens? Zice, da? Dumnezeu îți dă o putere, dar tu trebuie să o folosești. Exact. Tu ești sinteza alegerilor tale. O domnișoară ieri l-a spovedit: părinte, am 36, nu mă căsătoresc. Draga mea, trebuie să cunoști. Da. Trebuie să-ți deschizi inima, să începi să cunoști, că nu va veni unul să zică: stai în casă, îți bate la ușă și am venit să te iau de nevastă. Dar tu acționezi. Dumnezeu îți întărește voința, dar tu acționezi. Mai departe, da. Cum vine Dumnezeu la noi? Prin foc. Spune acolo: vă voi boteza cu foc, cu apă și cu foc. Ce înseamnă focul acesta? Este pasiunea, focul, pasiunea pentru Hristos. Dacă faci o mâncare, să o faci cu pasiune și iese bine, da? Dacă ieși în parc, să ieși cu dragoste de natură. Dacă faci o rugăciune, să te rogi cu pasiune. Deci această sete de Dumnezeu îți dă o lumină. Să facem totul cu pasiune. Astfel te ajută și Dumnezeu în situații concrete. Deci focul ăsta al pasiunii, da, te umple de har și se spune: Domne, Cove are har, are o putere, vine dinăuntru lui o putere, o bucurie. E, aceasta vine pentru că tu l-ai chemat pe Dumnezeu și ai o pasiune. Ești pasionat și Dumnezeu te ajută în situații concrete, pentru că zici uneori: vai, ce noroc am avut. Nu este cu ce noroc am avut, da, este de la pasiunea ta pentru Dumnezeu. Deci să facem totul cu pasiune. Apoi, care sunt roadele Duhului? Ca să știi că l-ai pe Dumnezeu. Așa. Cum ai vrea să știi că e Dumnezeu în tine? Duhul. Roadele Duhului, spune Apostol. Roada Duhului este dragostea. Deci nu poți să spui că ai Duh dacă n-ai dragoste pentru oameni. Deci roadele Duhului astea sunt dragostea pentru oameni, bucuria, omul care are o bucurie în el. Din Duhul Sfânt vine bucuria. Duhul Sfânt îți dă o bucurie. De ce? Pentru că tu știi că ești cu Dumnezeu, ai puterea Domnului cu tine și orice se ți se întâmplă, înțelegi că e spre binele tău și atunci ai o bucurie. Apoi pacea. Pacea, omul are pace, omul agitat, omul supărat, omul nervos, se lipsește de bucuria lui Dumnezeu. Când ești nervos, agitat, supărat, spune: Doamne, vino Tu, Doamne, și dă-mi o pace. Și Dumnezeu îți dă pace în inimă. Apoi răbdare, omul care are Duh, are răbdare, are har. Apoi blândețea, vorbește blând, iubitor. Și apoi înfrânarea, adică autocontrolul. Pentru că viața asta este ca un bufet suedez și așa tu poți să-ți iei de la bufetul suedez ce vrei. Dar dacă ați văzut dimineața când te duceai în concediu să venea unii de la bufetul suedez cu farfuria plină, multe, așa, multe. Era și grav, așa mare el, mare farfuria, da. E, omul ăla, normal că la 58 de ani are diabet, normal că la 60 de ani face un AVC, dar dacă tu iei din viață cu delicatețe, cu măsură, ai măsură, ai har și trăiești aici pe pământ delicat în har și cu bucurie și simți că te bucuri de viață fără să afectezi pe celălalt, fără să urăști, iubind. Acestea sunt roadele Duhului Sfânt și îmi doresc ca Duhul Sfânt să se atingă de voi. Sunt sigur că acum, în emoție, simțiți că Duhul Sfânt a venit și este aici cu noi, în bucurie. Așa lucrează Dumnezeu. Doamne ajută, Părinte, mulțumim din suflet. Cu drag.
Și trebuie să recunoaștem și să vă spunem deschis că de fiecare dată când sunteți prezent în platoul nostru, Duhul Sfânt coboară alături e de noi și vă mulțumim pentru asta. Mulțumim Domnului că vine mereu când îl chemăm. Doamne ajută! Să fim sănătoși și să fie bine! Pace! Pace!